Puțin dintre noi însă se implică, fie în partide politice și formează organizații de tineret ale acestora, fie în organizații neguvernamentale, pentru că aleg să lupte pentru o cauză în care ei cred. Misiunea noastră a tinerilor este aceea că noi trebuie să ajungem acolo unde ne dorim cu toții, într-o țară europeană, într-o țară în care sunt promovate valorile tinerilor în care ei cred. Primii pași au fost făcuți deja de actuala clasă politică care ne-a dus, care ne-a condus în ultimii 18 ani și care a integrat România în Uniunea Europeană. Integrarea este și datoria noastră. Suntem îndeajuns de maturi și de experimentați pentru a face față oricărei încercări. Viitorul ne aparține nouă tinerilor și tot așa, tot ceea ce se construiește în jurul nostru, în acest moment, este destinat nouă. Noi suntem beneficiarii a tot ceea ce se construiește bine sau rău în prezent și din acest motiv nu ne este indiferent. Sunt în același timp electoratul nostru sau electoratul pe care noi trebuie să îl convingem că opțiunea corectă suntem noi. Sunt în același timp electoratul nostru sau electoratul pe care noi trebuie să îl convingem că opțiunea corectă suntem noi. Sunt în același timp electoratul nostru sau electoratul pe care noi trebuie să îl convingem că opțiunea corectă suntem noi. Valorile în care noi credem, noi tinerii, sunt competiția, șansa și dreptatea. Noi credem că competiția pentru noi, avem încredere în noi înșine, ne dorim șansa să fim investiți cu încredere pentru a dovedi. Avem șansa de a începe să construim într-o țară membra a Uniunii Europene, avem șansa de a arăta cine suntem și ce putem într-o lume a regulilor, o lume a competiției corecte. Credem în această șansă istorică și nu vrem să renunțăm la ea, vrem să ne luptăm pentru ea. Așa cum am spus, primul pas l-a făcut astăzi pentru că v-ați implicat în această acțiune. Sunteți deja aici, înseamnă că nu stați pe margine. Sunteți deja aici, înseamnă că nu stați pe margine. Sunteți deja aici, înseamnă că nu stați pe margine. Pot să dau exemplul meu personal, exemplul unui tânăr care a dorit să facă parte activ într-o societate în care trăiește, societatea turdeană, și mi-a spus așa, nu este corect să comentez dacă stau pe margine. Este bine să iau o decizie să mă implic. Pot să-l iau așa de mână și să-i spun, ai dreptate despre acest lucru, ar fi foarte bine să cunoști mai mult despre asta și să te implici. Asta am vrut să vă spun în mare. Evenimentul de astăzi o să fie foarte important pentru noi toți, pentru că concluziile voastre, concluziile tuturor tinerilor de aici, vor fi strânse, vor fi înmânate și executivului turdean și se va ține cont de ele. La fel, legea tineretului, care este o lege puțin mai veche, în vigoare de vreo 6 ani, dacă noi o să reușim astăzi să aducem niște amendamente, să o dezbatem oarecum, ea poate să fie transformată într-un proiect de lege nou, care să reprezinte și tinerii din comunitatea turdeană. Vă mulțumesc că ați dat posibilitație, felicit și echipa mea din tineret care și-a dat acordul pentru reușita acestui eveniment.